Bună și bine v-am găsit! Avem alături de noi pe Silvia Helici, campioană națională, internațională la karate și campioană mondială și europeană la karate și vom încerca să aflăm în acest interviu cât mai multe informații despre cariera domniei sale. Întâi de toate, când ați debutat la karate? În 1993, când s-a deschis secția de karate la Clubul Copiilor, condusă de sensei Sorin Halici, la inițiativa domnului profesor Caius Lugojan. Și le mulțumesc mult, această cale s-a deschis și eram foarte bucuroasă. Și mi-a plăcut foarte mult, știam că asta vreau să fac și am continuat. Ce înseamnă, de fapt, karate? Acest sport? Pentru mine? Pentru mine a ajuns să devină un mod de viață. Și pentru o persoană care nu știe ce înseamnă karate, cum ați descrie acest sport unei persoane din afara? E mai mult decât un sport, este o artă, este o disciplină și înveți nu doar sport. Sunt multe, multe pe care poți să le înveți. Până la această vârstă ați ajuns să aveți foarte multe rezultate și performanțe deosebite. Care ar fi acestea, cele mai importante dintre ele? La campionatele naționale, de două ori campionă națională, locul 1 pe toată țara, dintre toate categoriile, best of the best, locul 2 la mondiale, de două ori la mondiale, și din nou locul 2 la mondiale, tot la categoria best of the best, dintre toate categoriile. Face o categorie și recent m-am întors din Scoția, de la campionatul european, tot locul 2. Super! Dintre toate performanțele, care vă este cea mai apropiată sufletului? Aș spune nu cele mondiale și europene. A fost la campionatul național din 2010, când am ajuns să câștig locul 1 dintre toate categoriile și am detronat-o pe cea care deținea recordul, să zic așa, la toate competițiile, atât naționale cât și internaționale, mondiale și europene, și an de an câștigase. Și am reușit și am detronat-o. Ce trebuie să facă cineva pentru a ajunge la asemenea performanțe? Câtă muncă presupune un asemenea sport pentru a ajunge la așa ceva? Multă muncă. Câte ore pe zi, pe săptămână? Și pe zi, și pe depinde de competiții, dar într-adevăr multe. Tehnica, să-ți dezvolți o tehnică foarte bună, e nevoie de ani de muncă și pe urmă vine pregătirea fizică și cea emoțională, psihică. Foarte important. Ce e cel mai important la acest sport? Pregătirea fizică sau psihică? Ambele, probabil, în aceeași măsură. Unde te antrenezi? Mă antrenez la Clubul Copiilor. Cu ocazia asta vreau să le mulțumesc și domnului director Iuga Ion și domnului profesor Adrian Țințaș, că prin bunăvoința lor mi-au pus la dispoziție o sală în care pot să mă antrenez. Este greu să faci sport în sine? Nu este greu, trebuie doar să vrei și să-ți placă și să ai o pasiune. Ce presupune a face sport în sine, din ceea ce se vede în jurul? Ce credeți că lipsește sighetului și, sau sighetului pentru a fi mai multă lume prezentă în sălile de sport? Cred că perseverența. Într-adevăr, părinții au un rol foarte important în latura aceasta. E foarte important și părinții să-și dorească ca copilul să nu stea într-adevăr în fața calculatorului și să îl ajute și să-l ducă la un sport. Nu zic neapărat karatele, dar într-adevăr karatele îți dezvoltă și alte chestii, să zic așa, pe care alte sporturi probabil nu ți le oferă. Și alte pasiuni în afară de karate, mai aveți? Pasiuni. Îmi place să fac fotografii. Îmi place sportul, îmi place să merg cu bicicleta, îmi place să merg cu schiurile. Îmi place alpinismul, escalada
Sunt multe, îmi place să alerg. Și ca planuri de viitor în materie de karate? În septembrie am să-mi deschid eu propria sală. Unde? În Vadul Izei. Și am să-i mulțumesc tot așa cu această ocazie și domnului primar, domnului Vlașin, pentru că îmi va pune la dispoziție o sală de sport. Și sperăm că vor veni destui copii și vor învăța, mai ales în Vadul Izei nu am mai fost niciodată. Cum vă pot contacta părinții sau tinerii dornici să... Sunt afișe puse, atât în Vadul Izei cât și în Sighetul Marmației, cu număr de telefon și adresa de e-mail. Și pe data de 3 probabil vom începe antrenamentele și pe data de 29 august vom face o deschidere, să zic, oficială la școala de sport din Vadul Izei și vom face o mică demonstrație cu ajutorul clubului condus de Sensei Hali Sorin, copiii din clubul Camizado, copiii de la Camizado. Mulțumesc mult pentru interviu și mult succes mai departe! Mulțumesc și eu, mulțumesc!